Bună ziua, stimați colegi! Simbolurile neamului românesc trăiesc în suflet, în datin și în cartea de istorie, nu în legi. Nu am găsit nimic în expunerea de motive care să justifice oportunitatea prezentei inițiative legislative și acelei anterioare. Și nici nu știu de vreun demers care să abordeze în mod unitar nevoia de a avea toți eroii neamului desemnați printr-un text unic de lege, astfel încât să nu avem legi individuale pentru fiecare. Vă repet, nu avem nevoie de legi pentru a cinsti memoria lui Mihai Viteazu sau a lui Horia, Cloșca și Crișan. Și vă spun asta fiind nepot de mod, având între amintirile cele mai dragi ale copilăriei mele mersul cu vaca la răstoacă, în satul Pirțin de pe malul Crișului, și închinatul la gorunul lui Horia de la Țeta, unde bunicul meu ne-a dus pe toți nepoții. Rolul nostru în Parlament este acela de a face lege în folosul poporului român, nu legi care nu schimbă cu nimic în bine viața românilor și care sunt folosite doar pe post de palată naționalistă în an electoral de câțiva politicieni care nu sunt capabili de mai mult. Lor le repet că misiunea noastră de politicieni într-un secol al toleranței și al valorilor europene este de a sădi bună înțelegere, de a dezamorsa tensiunile etnice și nu de a le alimenta pentru a le folosi în scop electoral. De noi depinde în ce tip de societate vor trăi copiii noștri, în ce fel vor învăța să aprecieze și să beneficieze de dimensiunea multietnică a României. Vă repet, nu cred că avem nevoie de legi pentru a cinsti memoria eroilor neamului. Consecvent cu pozițiile anterioare la propuneri legislative inutile și menite doar să alimenteze discursuri naționaliste, sublinim că prezenta propunere legislativă este inoportună și fiind conștient că soluțiile pentru a avea o societate ancorată în valorile secolului 21, precum buna înțelegere și toleranța, sunt cu totul altele, senatorii Uniunii Salvați România vor vota abținere la această propunere legislativă.